foarte important acum să poți intra într-un startup de acest gen, motivul fiind că piața atât de delivery cât și de food în general în România crește cu 10-15% year over year. Cred că zona de food, în afară de tot ce înseamnă cuptoare cu convectomat și bascule și linii de producție automatizate, a rămas extrem de mult în urmă, technology-wise. Nu există un sistem end-to-end în care eu să-mi pot comanda, spre exemplu la Livebox, să-mi pot comanda automat niște produse, materie primă, de care eu am nevoie la nivel de zi. Cred că ceea ce faceți voi le oferă în primul rând atât un framework cât și o structură de care ei au nevoie să înceapă orice, fie că este în food, fie că este în, într-un alt domeniu.